Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi, după două săptămâni, o să vă prezint cum stă treaba cu albinucile. Avem un pic de foc aici, de fum. Avem uleiul esențial. Eu am estimat că în două săptămâni trebuie să intervin la această colonie, de exemplu, dar la toate trebuie să intervin, numai la asta. Filmez alta față de... Am zis să tot filmez câte o colonie, așa, pe rând. Dăm un pic de fum înainte de a interveni. Când luăm folia, dăm un pic de fum așa. Astfel am curățat albinele de pe rame. Le-am liniștit, să zicem, da? Un pic le-am liniștit. În momentul de față trebuie să scoatem diafragme. Au fost organizați în așa fel încât să facă față valului de frig. Iar acum trebuie extinși, o să vă arăt și de ce. Fiindcă odată strânși, aceste colonii au început să se dezvolte. Ele au mai avut parte de o extindere. Și acum am zis, hai să vă prezint cum arată această colonie. O să tot auziți în fundal câinii, fiindcă în vremurile astea ne pregătim și pentru eventualii vizitatori. Aici avem polen, un pic de miere, o ramă normală de margine. Eu în momentul în care deschid o colonie, nu știu ce am să-i fac ei. Odată ce o parcurg, îmi cam dau seama de ce are nevoie. Data trecută am extins cu această ramă. E și ouată aici, dar e și polen băgat. În partea aceasta, la altă, este ouată. E larvar. Deci a fost bună extinderea la ora respectivă. Și acum va primi o extindere. Extinderea corectă o faci în momentul în care... Adică poți să-ți o faci tu, să vezi dacă a fost bună extinderea sau nu, dacă la următoarea vizită găsești rama goală sau găsești o păia sau larvă. Ia să vedem cum ouă această matcă. Aici avem puiet căpăcit. Ouă destul de bine. Aici a început să eclozeze, pune din nou. Opa, că avem un prim trânture. Având un trânture în stup la ora asta, eu știu că n-am avut trânturi, deci sunt 100% că n-am avut trânturi eclozați. Nici căpăciți n-am avut. Acum au început să căpăcească trânturi. Văzând în momentul de față trânturi în stup, sunt sigur că au venit din altă parte. Din această cauză se vor umple și de varouă.
Încet, încet se vor umple și de varoa. E acum ascurați, dar folosind și uleiuri esențiale, vom reuși să îi ținem în frâu. Iată o altă ramă, o altă pe toate părțile, toată zona. Și acum verific iată ce fain e, bate vântul un pic aici. Avem o matcă roșcată. Aceasta este un pui de la matca roșie. E o fică de la ea. E o a doua fică. Am avut două fice băgate de la ea. Și acum văd cam cum se comportă ea așa. Încet, încet ajungem și noi cu stupii la o putere medie, să zicem așa. Iată aici avem trântori căpăciți. Eu acum să fie de aici, să nu fie, nu știu. Trebuie să eclozeze, sunt. Aici e plin de trântori în zona asta. Iată cum se vede. Deci dacă acum face trântori, eu cam la 2 săptămâni fac măci. Anul ăsta pot să fac măci mai repede. Sper să țină și vremea. Ceea ce nu fac eu e că nu selectez trântori. Și dăm cu fum, să nu fie așa riele. Să le mai liniștim un pic. Eu știu că lor acum nu le place să le deranjez. Dar asta este. Iată. O altă ramă cu puiet. Un colț are miere. Deci are puiet cât să le extind foarte bine. Și iată ce suntem pe data de 16. Data de 16 aprilie 2020. Încă la mine acum începe să dea păpădia. Am florit ceva și prunul, dar prea puțin. Iată o altă ramă care a fost pusă ca extindere data trecută. Pe aceasta a pus ceva nectar și ceva pole. Bun. Acum ce voi face eu? A avut niște rame date după diafragmă. Una dintre ele este aceasta. Pe colțul ăsta are un pic de miere, da. O decăpăciesc. Descăpăcim.
Acum cam toți apicultorii cam asta fac în perioada aceasta, de aceea nici nu prea am ce să filmez. Adică extins cuibul, coloniile cresc de acum. O următoare lucrare e făcutul la măci undeva peste 2-3 săptămâni, cam așa ceva. În rest, vedeți această lucrare la majoritatea apicultorilor, nu e ceva deosebit. Mai sunt excepții care au probleme, au avut probleme cu ele, li s-a depopulat și coloniile sunt foarte slabe. În funcție de tratamentul care îl faceți la o anumită perioadă, de exemplu, ce am observat eu în an de-a rândul, ca să înțelegeți, este că dacă tratăm cu o anumită substanță, indiferent ce substanță, și au un cules de la o plantă care și acea plantă este tratată cu o anumită substanță, albina când aduce mieria în stup sau polen sau indiferent ce adună de la acea plantă, acel medicament cu care intră în contact produsul cu care tratăm albinele, ca să înțelegeți. Deci noi tratăm cu barachet, planta e tratată cu pesticide sau cu neonicotinoide, depinde de situație. Cele două substanțe când se amestecă, rezultă o a treia substanță care devine foarte toxică pentru albin. De aceea mulți am văzut că tratează albinele acum, să zicem, în luna iulie încep sau în august. E momentul în care apare floarea soarelui, tu bagi o anumită substanță în stup și atunci acea substanță o să intre în contact cu substanțele tratate la floarea soarelui și va rezulta o a treia substanță. Și vă dați seama, o să apară depopulări. Deci așa apar probleme. De aceea am optat pentru uleiurile esențiale. Cam asta se întâmplă cu depopulările, de ce am văzut eu. Deci agricultorul o să spună că nu e toxică substanța lui. Apicultorul zice că e toxică, dar nu ia în seamă cu ce tratează el, de fapt. Așa se întâmplă. Acum că o să vă gândiți un pic cum să tratați albinele, să nu se intercaleze substanțele, fie el taufavilan sau amitraz, să nu intre în contact cu un cules, indiferent de ce tip este el. Bun. Cam asta e problema cu depopulările și așa am observat eu să rezolv. Acum acestea s-au supărat un pic pe mine că bag această ramă în cuib.
Eu mai aduc să văd dacă încape și diafragma și gata, extindere. Putem să le extindem liniștit în funcție de putere, da? Ce putere, că acum coloniile arată bine. Încă am mai văzut în țară care sunt la căldură față de ce am eu aici. Am văzut stup mult mai slab decât ai mei. Contează și mâncarea care o dai, să eviți uzure la momentul respectiv și dai mâncare când trebuie. Așa. Lui o să-i mai aduc o ramă cu mâncare acum. Haideți, că se lungește filmul, dar filmez rar, așa că se poate. Se poate accepta. Iată ce am eu aici. Încă o ramă cu mâncare, aici câteva celule de păstură au mucegăit. Dar folosind ulei esențial, acum decăpăcim și pe aceasta. Așa. Eu acum nu mai am ce să pun după diafragmă, n-are ce să mai, n-are rost. O decăpăcesc și să și organizeze cum dorește. Are și loc gol, are și mâncare. Acum lucrările le fac pentru 2 săptămâni. Peste 2 săptămâni o să încep să le dau foi. Începem să dăm foi. Dar unde le mai băgăm? Nu mai avem loc. Aia e problema. Iată că strategia cu a extrage doar câte o ramă de mâncare de la ele și restul să le las la rezervă, a dat roade, fiindcă am miere, iată, până în luna mai. Așa. O să le punem în spate. Deci nu spargem cuiburi, nu nimic. Doar extindem în laterale. Dăm în laterale și... Acum nu știu câți mai au posibilitatea să dea rame cu miere la ora asta, fiindcă nu sunt. Mierea stă prin depozită. Unde stă. Și albinele trebuie să mânce ce mănâncă. Am văzut un filmuleț unde a diluat acest sirop F40. Da? Nici nu știu ce este, n-am avut niciodată. L-a diluat cu 3 litri de apă și l-a dat, adică apă chioară. Îmi spunea mie că eu nu sunt apicultor. Nu sunt, eu sunt hobbyist. Nu fac apicultură pentru a trăi din ea, ci fac că mi-a plăcut albinele și asta este. Și acum că m-am îmbolnăvit și sunt bolnavior, mă ocup de ele să am și ocupații. Omul mai trebuie să aibă și câte ocupații și iată, eu îmi permit așa ca hobbyist să am miere, să le dau miere, da? Să înțelegeți acest lucru. Așa, și acum spre sfârșit vreau să vă arăt cum procedăm cu ulei esențial. Aveți acolo pe filme. În anul trecut aveți toate cele 5 rețete de uleiurile esențiale folosite de mine. Aceste uleiuri esențiale anul acesta le-am făcut foarte slăbuțe, adică la 1 kg de miere sau zahăr, în funcție de cum aveți, puneți 5 litri de apă și rezultă o grămadă de soluție. Și băgați ulei esențial. Și asta le dăm aici. Să pape ulei esențial.
Bun. Cam atât am avut de zis în acest film. Într-un alt film o să vă mai arăt eu ceva. Acum, dacă tot ești aici, uite ce am făcut eu zilele acestea. Niște cutii, da? Acum, cum au funcționat ele. Iată, acolo sunt albinuțile, dacă se vede. Vin pe cutie, aici jos, n-avem nimic. N-avem nimic, dar o să vă prezint eu într-alt film. Bine, până data viitoare, numai bine.